Potrivit informațiilor de la Autoritatea Națională a Restituirii Proprietăților, instituția din subordinea guvernului responsabilă de despăgubiri, în 2012 erau înregistrate 145.000 de cereri depuse de persoane ale căror proprietăți au fost confiscate de regimul comunist. Cuantumul exact al acestor cereri nu este cunoscut cu exactitate, iar ANRP nu a mai făcut plăți în numerar și nici nu a mai emis titluri de despăgubire așteptând noua lege. Cu toate acestea, guvernul trebuie să găsească o soluție rapidă de rezolvare a acestor cereri, pentru că are ca termen limită de la CEDO începutul lunii aprilie. Va apărea în perioada următoare o dezbatere atât în zona publică cât și în zona politică în legătură cu acest proiect de asumare a răspunderii, pentru că aici noi discutăm, suntem de acord și noi, cei din Partidul Național Liberal și colegii noștri din PSD, că aici trebuie să avem în vedere două principii fundamentale la restituire, și anume restituirea în natură și restituirea integrală a proprietăților. Pe 19 martie, guvernul Ponta își va angaja răspunderea în Parlament pentru acest proiect de lege care prevede ca foștii proprietari care nu pot fi despăgubiți în natură să primească puncte în valoare nominală de 1 leu raportat la valoarea casei, cu care vor putea achiziționa prin licitație alte imobile, respectiv terenuri agricole, forestiere și alte active ale statului. S-a creat o mafie a speculanților, și spun speculanți în sens peiorativ, a speculanților cu drepturile de proprietate litigioase, oamenii care erau în vârstă și care au suferit, li s-au luat averile, au fost băgați la beci de către comuniști, nu reușeau să-și recupereze proprietățile și aia care cumpărau drepturile litigioase și le recuperau. În acest moment, la autoritatea de resort mai sunt cereri pentru despăgubiri care, însumate, valorează peste 8 miliarde de euro.